oraș, ce parohie minunată! Aici totul este un întreg. Copilărie și știință, tinerețe și artă, vise și viața reală. În această casă, bucurie și lacrimi, întâlniri și despărțiri. Da, biserica pentru fiecare dintre noi rămâne o insulă strălucitoare și veselă a copilăriei, unde un adult oricând se mai poate întoarce. Doar comunitatea formată de pe această insulă a permis o ședere permanentă. La urma urmei, Lăcașul Sfânt este casa lor, iar toți creștinii, copiii lor. Pentru un copil în zilele pline de vară, nu-i nimic mai colorat și fericit decât o inimă uriașă ce se întâmplează în micuța noastră tabără Mimoza. Copiii care au venit la tabără, lacrimarea inimii lor, nu vor părăsi cu amintirea și cu gândul niciodată acest meleac. Dragi tinoriași, în numele tuturor copiilor, vă felicităm cu Sfânta Sărbătoare de azi și cu cea de-a 11-a aniversare a Taberei de Creație Mimosa. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate bunătățile sale. Anul acesta, în Scriș, am avut 77 de copii care au participat atât la activități distractive, cât și la activități educative. Iar scopul activităților a fost nu doar acel de recreiere, ci și cel de dezvoltare personală, a creativității, a divăciei și mai ales a valorilor creștine morale. Atunci când o florești de iartă. Mă bucur că și anul acesta, 2022, pentru a 11-a oară biserica a putut să organizeze pentru copiii din parohie tabăra de creație Mimoza. Anul acesta am avut copii mai mulți, peste 60 la număr în fiecare zi, de aceea au fost împărțiți în echipe și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la organizarea acestei tabere, fără de care nu ar fi fost posibil de făcut un volum de lucru atât de mare. Am avut diferite activități distractive, activități educaționale, am încercat prin activitățile care le-am organizat în cadrul taberei să venim în sprijinul familiilor, a părinților, adică spunem umărul la educarea copiilor, mai ales educarea duhovnicească. Am învățat să mulțumim lui Dumnezeu pentru hrana ce o primim și i-am spus, lăudați fie din noi în veci, amin. Am săvârșit rugăciuni, în fiecare zi ne-am închinat în Sfânta Biserică, am avut ore de religie în cadrul cărora le-am vorbit copiilor despre Dumnezeu, despre Sfânta Biserică, despre trăirea creștină, însă cel mai important este faptul că copiii s-au apropiat de Dumnezeu la modul practic. Jumătate din cei care au fost la tabără s-au mărturisit și astăzi s-au împărtășit. Sper să le rămână lor niște amintiri frumoase din cadrul acestei tabere și învățături folositoare pentru toată viața. Fie ca această tabără să dăinuiască, iar cei care vor veni în urma noastră să continue activitățile frumoase și folositoare din această parohie.
Tinerii din ziua de astăzi duc lipsă de modele, de repere la care să se raporteze. În acest context, tabăra Mimoza organizată de parohia Nașterea Maicii Domnului din Recea este un bun prilej ca tinerii să-și dezvolte abilitățile necesare care să-i pregătească pentru viață și în același timp să le călească caractere demne de a fi ostași ai lui Hristos și astfel fiind pregătiți pentru viață.